pe anumite întâlnirile astea de Mentor Club, ele constant dau și motivație, poate disciplină de a continua ca să fac mai departe ce într-adevăr îmi place. Sprijinul a fost permanent, chiar personal m-a ghidat, m-a ajutat, chiar mi-a făcut și programare pentru a-mi deschide SRL-ul, absolut. Domnul Alexandru este profesionist anume în business, în creșterea business și profesionalism, a pune business-ul în proiect și în realitate, sigur, în primul rând, eu cred că este trebuie de apelat. Dar există o frică tare adâncă interioară pe care noi ne temem să o recunoaștem sau nici măcar nu înțelegem că este. Programul de mentorat este acel shoot pentru mine, adică Alexandru m-a ajutat să am mai multă încredere în mine, în forțele mele, că eram puțin dezamăgită. Am intrat de la zero, da? Și cumva ne-am schimbat cu totul viziunea față de ce aș putea să fac, posibilitățile care sunt și care le oferă Alexandru în general. Unii se consideră mici nu din cauza că au fost șopliți, dar tocmai pentru că au fost foarte lăudați, de exemplu. Doar că într-un context public, că el a ieșit, este unul care acasă a fost maladies, tu ești maladies, tu ești mai bravo, tu ești mai deștept. Dar ieșind în public, șapte așa deodată. Știți starea asta, da? Neapărat că ți-i frică. Și asta inclusiv în viața de zi cu zi nu-ți prepermite ca să te atingi de mulți oameni din jur, tocmai cei de care ai nevoie de obicei ca să crești. Noi tot vorbim, tipa, schimbă media și el o 5, vrei mai mulți câștigi, du-te acolo, unii sunt milionieri. Dar noi nu ne ducem acolo. Vreau să spun că astăzi, la general, am rămas foarte surprinsă. A fost atât de cald ca într-o familie, a fost o discuție de suflet, de la inimă la inimă. Mi-am dorit foarte mult să ajung la acest program de mentorat și vreau să zic că din toate lucrurile acestea am format niște deprinderi. Să fac reel-uri, să fac story-uri, să programez ziua, să ies din zona de confort.